ai o mulțime de alte motive să nu fii integral fericit. Aș spune mai întâi că trebuie să ne ferim să identificăm succesul cu fericire. Salut, sunt Otto de la Miere TV și astăzi este duminică. Tocmai se termină săptămâna 18 din programul meu de a slăbi peste 50 de kilograme. Haideți să nu mai lungim acest video, să vedem câte kilograme am slăbit săptămâna aceasta, să ne cântărim. Oamenii spiară, trebuie să ies, trag aer în piept. E momentul pentru care de o viață mă pregătesc. Ai mei m-au învățat, sunt toate la timpul lor. Clipesc și într-o secundă sunt iarăși în dormitor. Cu lacrimi în ochi, e 9 și 8. Și simt că s-o povară grea de mic. 123,6. Am scris și pe perete. Săptămâna 18, 123,6 față de 126. Săptămâna trecută am slăbit 2,4 kg. E fantastic, e foarte, foarte bine. Mai am foarte puțin până ajung la 116 kg. Să fie fix 30 de kg slăbite. Am început de la 146,4. Deci mai am foarte, foarte puțin până ajung la 116,4 ca să fie 30 de kg slăbite. Și atunci voi face un clip motivațional și vom vorbi mai multe lucruri. Până atunci eu mai am de tras, trebuie să am grijă la alimentație, să mă duc la sală. Săptămâna aceasta am fost de 3 ori sau de 4 ori și a fost foarte bine, am fost în putere, am reușit să trag cu greutăți mai mari pentru că am fost foarte încărcat după Paște. Am mâncat și al treilea borcan de miere cu nucă, am terminat. Deci săptămâna aceasta am mâncat 3 borcane de miere cu nucă și am slăbit 2,4 kg. Vreau să știți că este foarte, foarte important să consumați alimente sănătoase și benefice corpului, pentru că putem slăbi orice până la urmă, important este numărul de calorii. Putem slăbi, de exemplu, și cu ciocolată, putem să mâncăm timp de o săptămână câte o ciocolată sau 2 ciocolate pe zi și vom slăbi. Însă nu știu cât de bine ne vom simți, deoarece ciocolata, în afară de zahăr și grăsimi, nu conține altceva, nu are alți micronutrienți, alte vitamine și așa mai departe. Dar vei slăbi dacă vei mânca o ciocolată timp de o săptămână, la sfârșitul săptămânii vei slăbi ca lumea. Însă vă întreb eu acum pe voi, cum veți putea susține antrenamentele cu o singură ciocolată pe zi și nimic altceva? Cum veți putea fi sănătoși dacă corpul vostru are carențe de vitamine, de minerale, pentru că nu le poate lua din ciocolată. Deci, pe lângă slăbit, foarte, foarte important este să fim și sănătoși și în putere. Pentru cei care au poftă de dulce, eu recomand mierea, pentru că este cel mai sănătos dulce din lume. Mierea este un aliment extrem de sănătos și de aceea vi-l recomand tuturor să îl consumați. Nu trebuie să cumpărați mierea de la mine. V-am zis, puteți cumpăra de oriunde doriți dumneavoastră. Important este să consumați miere pentru că este foarte, foarte benefică corpului omenesc. Și pe lângă asta ne satisface nevoia de dulce pe care o avem aproape în fiecare zi sau săptămânal. Vă vorbesc despre miere atâta pentru că este pentru că face parte din rutina mea, din abordarea mea cu care am început acest proiect să slăbesc 50 de kilograme. Nu consum proteine, pudre, proteice și așa mai departe, totul din alimente. Am câteva cutii de proteină și carnitină. Haideți să vi le arăt mai bine. Dar le am de foarte mult timp. O să vă arăt și termenul de expirare. Le țin aici, nu știu, pentru că am apucat să le arunc până acum. Acestea sunt. Avem aici un izolat proteic foarte șmecher, dar nu l-am luat. 93% proteină și aici 96. În fine. Dar sunt pline, vă zic.
Aici, ia uitați. Am luat decât câteva fiole de carne plus, de carnitină. Nu mai trebuie efectiv, ăsta le-am de acum 2 ani, de când am încercat, de când am mai slăbit eu 20 de kilograme. Ia uitați. Găsesc data de expirare. Hai că se vede acolo. 23.05.2018. După cum puteți vedea. Deci, v-am zis, sunt expirate. Și aici s-a luat data, văd. E luat cu data, dar sunt cumpărate, sunt cumpărate în aceea zi. Așa că dacă vreți să vedeți parcursul meu până voi ajunge la 96 de kilograme, adică până voi slăbi 50 de kilograme, natural 100% decât cu alimente, cât mai naturale, vă invit să vă abonați la canalul Miere TV, la canalul acesta, și să lăsați un like sau un comentariu pentru a mă susține. Acest canal este demonetizat. Nu primez niciun cent pentru vizualizările voastre sau pentru like-uri. Vreau decât să mă susțineți pentru a reuși să slăbesc 50 de kilograme. Până data viitoare, eu sunt Toto. Nu uitați să mâncați sănătos, să faceți mișcare și să slăbiți dacă aveți nevoie. Ciao! Ce nu e clar? Orice e posibil, vreau să fie clar. Ai un plan? O să ajungi unde vrei, să fie clar. Ai un vis? Poate să fie real, să fie clar. Nu e clar? O mai spun încă o dată.